Dacă Ucraina cade, urmează Polonia, Moldova și România. Acesta a fost mesajul președintelui Zelensky transmisieri. Vă salut, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul roșu de subscribe și clopoțelul ca să fiți la curent cu informațiile care ne apar în media coruptă din România. Așadar, Zelensky le-a cerut țărilor occidentale să expedieze ajutoare Ucrainei pentru a face față agresiunii militare ruse. Dacă Ucraina va cădea, Rusia își va găsi alte ținte de atac. Polonia, Republica Moldova, România și țările Baltice. Avertiza șeful statului ucrainian. Ce este interesant de urmărit, oameni buni, este că Rusia a mutat baterii de rachetă de coastă la granița cu Finlanda. Asta întâmplându-se tot ieri. Hotărârea cu care Finlanda vrea să adere la NATO a adus o reacție rapidă a Moscovei, iar Kremlinul a transmis că posibila intrare a Finlandei în alianță nu va îmbunătăți situația securității din Europa și a decis unele mutări de tehnică militară. Am spus în repetate rânduri că alianța NATO rămâne un instrument orientat spre confruntare și că extinderea ei în continuare nu va aduce stabilitate pe continentul european, a declarat purtătorul binecunoscut de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov. Iar într-un clip video se vede cum sisteme de rachete rusești se îndreaptă spre granița cu Finlanda. Aceste sisteme sunt unele de apărare de coastă, K-300P, Bastion-P, concepute pentru a ataca și a distruge de la navele de război și chiar grupuri de luptă ale portavioanelor. Atenție mare, oameni buni, așadar ce se întâmplă la granița cu Finlanda? Dar să revenim la mesajul președintelui Zelensky. Iată ce a spus acesta. Rusia a început un război total împotriva Ucrainei în data de 24 februarie. Acum suntem în aprilie. Rusia s-a bazat că va cuceri Ucraina în 5 zile. Acel termen limită l-au stabilit pentru distrugerea țării noastre și a democrației noastre. Dar nu au avut nici cea mai mică idee cu ce urmau să se confrunte. Rusia nu a știut cât de mult ne prețuim libertatea. Ne-am apărat în fața lor mai mult decât au plănuit ei, invadatorii. Am distrus mai multe armamente și echipamente rusești decât multe armate europene. Dar nu e suficient. Rusia încă are capacitatea să atace și nu doar Ucraina. Polonia, Republica Moldova, România și statele Baltice vor deveni următoarele ținte dacă libertatea Ucrainei cade. Iată așadar, oameni buni, mesajul președintelui Zelensky pe data de 13 aprilie 2022. Aici, pe canalul Adevăruri Secrete, anunțam încă din data de 6 martie 2022 pericolul iminent ca Putin să invadeze Republica Moldova în numai 24 de ore. Haideți să ascultăm un pic ce spuneam pe data de 6 martie. Președintele Belarusului, Alexandru Lukashenko, este văzut în picioare, în fața unei hărți, care arată Ucraina împărțită în 4 secțiuni. Ceea ce prezintă președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, pare să arate invazia planificată a Moldovei de către Rusia. Videoclipul a fost postat chiar de Consiliul de Securitate al Belarusului. Și să nu uităm că Lukashenko este cel mai apropiat aliat în acest moment al președintelui Vladimir Putin. În acest videoclip, Lukashenko pare să vorbească despre un atac planificat din sudul Ucrainei în Moldova. Să ținem minte că Moldova a fost o fostă republică sovietică, care se învecinează cu Ucraina și România, din păcate. În acest videoclip putem să vedem liniile de atac care au fost deja efectuate de Rusia. Harta arată planurile de mișcare a trupelor și ținte în infrastructura din Ucraina, precum și ținte în regiunea separatistă Mare Atenție a Moldovei, Transnistria. În continuare, oameni buni, pentru că sunteți pe canalul Adevăruri Secrete, vă spunem niște lucruri despre care nimeni nu vorbește în momentul de față. De asemenea, nu uitați să apăsați butonul roșu de subscribe și clopoțelul ca să aflați informații care n-apar în media coruptă din România. Iată, oameni buni, ce spun imaginile camioanelor rusești despre luptele armatei ruse în Ucraina. Vreau să vă gândiți un pic la războiul modern și este posibil să vă vină în minte imagini cu soldați, tancuri și rachete. Dar probabil, mai important decât oricare dintre acestea este ceva pe care se bazează cu toți. Umilul camion. Armatele, oameni buni, au nevoie de camioane pentru a-și transporta soldații pe linia frontului, pentru a furniza acele tancuri cu obuze și pentru a livra acele rachete. Pe scurt, orice armată care își neglijează camioanele o face pe riscul ei. Aceasta pare să fie exact problema cu care se confruntă armata Rusiei în timpul invaziei neprovocate a Ucrainei. Potrivit experților care analizează imaginile câmpului de luptă, în timp ce forțele ruse se retrag și vor să se concentreze în zona Donbasului. Fotografiile, oameni buni, cu camioanele rusești avariate.
arată semne revelatoare ale luptelor logistice ale Moscovei și sugerează că eforturile acesteia sunt subminate de dependența ei de recruți, de corupția pe scară largă și utilizarea vehiculelor civile, ca să nu mai vorbim de distanțele uriașe implicate în reaprovizionarea armatei ruse, plus rezistența foarte motivată și tactică a Ucrainei. Tot ceea ce o armată are nevoie ca să-și facă treaba vine de la simplu camion. Arma, oameni buni, nu este tancul, ci este obuzul și glonțul pe care îl trage tancul. Acel obuz se deplasează cu un camion. Mâncarea, combustibilul, materialele medicale și chiar soldații, prezența tuturor acestora se bazează pe liniile logistice de aprovizionare, care se bazează în mare măsură pe camioane. Și avem motive aici pe canalul Adevărul Secrete să credem că există o problemă cu aceste linii de aprovizionare. Nu știu dacă ați văzut, dar au apărut în presă mai multe fotografii recente cu deteriorarea anvelopelor pe niște camioane, cu rachete în valoare de mai multe milioane de dolari, un Panzer S1. Fiind un echipament atât de scump, toată lumea s-ar aștepta ca întreținerea lui să fie primordială. Cu toate acestea, cauciucurile acelui camion s-au prăbușit la doar câteva săptămâni de la începerea războiului. Ceea ce putem numi un mod clar de eșec. Dacă camioanele nu sunt mișcate frecvent, dragi prieteni, cauciucul din anvelopele lor devine casant, iar pereții anvelopelor sunt vulnerabile la fisuri și rupturi. Această problemă este obișnuită atunci când anvelopele sunt rulate cu o inflație scăzută, pentru a face față genului de condiții noroioase cu care se confruntă forțele ruse în primăvara ucrainiană. Dacă nu faci întreținerea preventivă, oameni buni, pentru ceva atât de important, atunci este foarte clar că întreaga flotă de camioane a fost tratată în mod similar. Iar această teorie are ecouri în celebrul citat al generalului american Omar Bradley din cel de-al doilea război mondial, potrivit căruia, citez, amatorii vorbesc strategie, profesioniștii vorbesc logistică. Vreau să vă aduc acum în atenție incidentul notoriu de la începutul războiului cu convoiul militar de 64 de kilometri de tancuri rusești, vehicule blindate și artilerie remorcată, care a fost blocat la 30 de kilometri în afara Kievului. Iar acesta a rămas blocat nu doar din cauza armatei ucrainiene, ci din cauza problemelor masive pe care le-au avut rușii cu aparatura militară. Iar un alt semn foarte rău pentru logistica camioanelor rusești, care este la mintea cocoșului, putem spune, este utilizarea de camioane civile pentru a le înlocui pe cele militare pierdute în luptă. Oameni buni, camioanele civile nu sunt fabricate la calitate militară, nu sunt făcute pentru a transporta încărcăturile, nu sunt făcute pentru a transporta piese specifice de echipament și în multe cazuri nici măcar nu pot funcționa în afara drumurilor. Rigorile războiului sunt deja destul de încercate pentru cel mai robust camion militar pe care vi-l imaginați, dar minte pentru unul civil. O singură milă în timp de pace, dacă o conduceți pe timp de război, este ca 10 sau 20 de mile, adică până la 32 de kilometri, pentru că împingeți camionul cu greutăți și încărcături uriașe. Aceste schimbări, oameni buni, introduc o nouă problemă de întreținere, deoarece piesele de schimb nu mai sunt compatibile și se pot avaria foarte repede. Nu vrei să fii nevoit să iei un camion nou de fiecare dată când unul vechi se defectează. Grupurile tactice de batalioane ale armatei ruse, cele aflate adică în vârful de lance al avansurilor din Ucraina, au în mod normal doar un vehicul ușor și unul greu de recuperare, chiar și în unități care includ zeci de vehicule. Asta înseamnă că vehiculele de luptă trebuie uneori deviate pentru sarcini de remorcare, iar uneori defectate. Vehiculele trebuie tractate până la 100 de mile. În ultimii ani, Putin s-a lăudat, oameni buni, cu rachetele sale hipersonice ale Rusiei, precum Zircon sau Kinzhal, cu avioanele de luptă, precum Suhoi 57 și cu flota sa ultramodernă de 11 submarine cu rachete balistice. Însă se pare că nu a fost prea dornic să-și etaleze camioanele neglijate în mare parte și mai puțin pline de farmec. Iar la rădăcina problemelor logistice ale Rusiei, un lucru afectează armata. Corupția. Aproximativ 25% din milioanele de soldați ai Rusiei sunt recruți, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. Astfel că bănuim că unele dintre trupele de nerecruți sunt fie forțate, fie păcălite să se înroleze. Sunt dovezi, oameni buni, și chiar dovezi recente, că recruții implicați în războiul din Ucraina au fost dezamăgiți de acest război. Nu au avut informații corespunzătoare, nu au fost pregătiți corespunzător, nu au fost pregătiți nu doar fizic, dar nu au fost pregătiți mental pentru ceea ce urma să se întâmple cu ei. Iar recruții reprezintă aproape jumătate din forțele rusești în Ucraina.
Ca o concluzie, camioanele pot opera de obicei până la 145 de km de depozitul lor de aprovizionare. Însă Ucraina, oameni buni, are aproximativ dimensiunea Texasului, adică 1287 de km lățime și 563 de km lungime. Asta înseamnă, dragi prieteni ai canalului Adevăruri Secrete, că Rusia ar trebui să deschidă numeroase depozite de aprovizionare în interiorul Ucrainei, pentru ca trupele sale să avanseze mai departe în interiorul Ucrainei. Având în vedere că Moscova în acest moment se retrage deja sub o rezistență acerbă ucrainiană, ceea ce face această problemă foarte dificilă, dacă nu deja imposibilă. Și se bănuiește că Rusia a pierdut un număr imens de camioane până în acest moment. Pe final vă las cu cuvintele unui mare general american. Camioanele sunt coloana vertebrală a oricărei forțe militare mecanizate moderne și dacă nu le ai, mergi pe jos. Și dacă mergi, nu câștigi. Asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut acest material, dacă l-ați găsit informativ, distribuiți-l la cât mai mulți oameni, să fie cât mai multă populație a României informată despre ce se întâmplă cu adevărat în Ucraina. De asemenea, dă un like și, bineînțeles, apasă butonul roșu de subscribe și clopoțelul ca să fii primul care află când lansăm materiale deosebit de interesante pentru tine. Până data viitoare, dragi prieteni, vă doresc multă pace!